a ajuns să coste un covrig în cea mai scumpă stațiune de pe litoralul românesc. Știm cu toții că Mamaia e stațiunea aia de fițe unde lași un salariu mediu pe economie ca să te cazezi două zile la un hotel decent și să mai și mănânci de două ori eventual. Asta așa, la prima strigare, că unii lasă 1000 de euro la loft sau la nuba, dar nu despre asta vreau să vorbesc acum. E despre cât costă un covrig. Exact, nu te aștepta ca lumea care merge în Mamaia să mănânce covrigi, dar hei, nu toată lumea s-a născut nabab. Așadar, tobe, vă rog. Un covrig care în mod normal costă 1 leu sau 2, a ajuns să coste dublu, 4 lei. Sigur, în anii trecuți se găseau covrigi și cu 10 lei, dar nu vorbim de cazuri izolate. E drept că toate s-au scumpit, doar că prețurile de Mamaia au ajuns deja ca pe coasta de ajur, numai că lipsește coasta de azur. Și nu numai covrigii s-au scumpit, ci și berea. De o bere, să dau o bere, pe datorie. Un draft de ciuc costă 11 lei, unul de Heineken 16. Și astea sunt prețurile acum, pentru că de 1 mai o ciorbă de văcuță era 49 de lei, iar un piept de pui la grătar 48 de lei. Știu că mereu ne mirăm de prețurile de pe litoral care cresc într-un an cât altele în trei, dar totuși covrigul același gustare.